Piciu și Pikachu au luat la bătaie un polițist din Prahova. Nu este vorba despre filme sau desene animate, ci despre un scandal în toată regula din Câmpina, la câțiva pași de școala de agenți de poliție. Totul ar fi pornit în momentul în care agentul l-ar fi oprit pe unul dintre interlopii în trafic. La scurt timp, mai multe persoane din anturajul său au venit în ajutor, iar situația s-a transformat într-un adevărat scandal printre mașinile care circulau în centrul orașului. Te temă că e scris. Bă, mă, gămești, familia ta! Ce fac, bă, de aici? Vă să mă rog, familia mea, să plăc! Scandalul a avut loc în centrul orașului prahovean Câmpina, după ce un echipaj de poliție a tras pe dreapta o mașină la volanul căreia se afla un cunoscut interlop din județ. Agentul i-a cerut șoferului să sufle în aparatul etilotest, moment în care bărbatul s-a enervat și l-a luat la bătaie pe omul legii. Interlopul cunoscut drept Piciu și-ar fi chemat câțiva prieteni, apoi i-ar fi rupt vesta de protecție polițistului, în timp ce un alt bărbat a spart oglinda retrovizoare a mașinii de poliție. Printre prietenii care au venit în ajutorul șoferului se află un alt interlop zis Pikachu. Atât Piciu cât și Pikachu au fost reținuți după scandal cu ajutorul jandarmilor. În cele din urmă, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar aparatul a arătat un rezultat de 0,57 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul zis Piciu este un interlop cunoscut nu doar în țară, ci și la nivel internațional. Acesta a fost implicat în scandaluri repetate, iar de-a lungul timpului a avut numeroase probleme penale. Piciu a fost chiar extradat în România după ce a făcut probleme în Franța.